Procedura de vizare a autorizațiilor de funcționare ale firmelor de transport persoane în regim de taxi din Râmnicu Sărat a început pe 6 ianuarie. Până în prezent, 10 de taximetriști au trecut deja pe la sediul primăriei și și-au vizat autorizațiile pentru anul în curs. Până la această dată avem aproximativ 30 de taximetriști care și-au vizat aceste autorizații. Procedura continuă destul de bine, taximetriștii sunt receptivi la această vizare anuală. Reprezentanții primăriei spun că până pe 15 februarie toți taximetriștii ar trebui să-și vizeze documentele care le permit funcționarea. În caz contrar, aceștia riscă să aibă autorizațiile suspendate sau chiar retrase. Conform legii 38/2003, aceștia riscă o suspendare de 3 luni dacă nu vizează această autorizație. În cazul în care mai depășește această perioadă de 3 luni, autorizația se ridică și rămân fără acest serviciu de transport public local. În prezent, la Râmnicu Sărat sunt eliberate 150 de autorizații de taxi, iar deținătorii acestora trebuie să le vizeze cât mai repede.